Da, deci... Să ajungem la târziu, puțin putem să-i. Deci putem începe, da? Da, haideți să vedem cum își ajunge. Bună ziua, bine ați revenit la sediul PSD. Îl am alături de mine pe primarul orașului Dumbrăveni, un gospodar desăvârșit. Este la al doilea mandat, dar aș vrea foarte mult să vă fac o scurtă prezentare a tuturor proiectelor pe care le-a realizat în cei aproape 5 ani de zile de când conduce destinele orașului Dumbrăveni. Nu sunt puține, sunt spectaculoase și aș vrea să rog pe domnul primar să ne spună ce proiecte a realizat și ce proiecte urmează să realizeze în Dumbrăveni. După care, bineînțeles, vom continua cu a doua parte a conferinței referitoare la problemele penale ale premierului României. Domnule primar, vă rog. Mulțumesc, domnul Trif. Bună ziua tuturor. Bineînțeles că trăim vremuri destul de dificile din toate punctele de vedere și cu asta ne face și mai mult, mai grea munca pe care trebuie să o facem. Aceea de a fi în sprijinul cetățenilor, de a-i ajuta, de a le asigura sănătatea lor și siguranța lor. Bineînțeles că de la venirea mea la primărie, deci în 2016, anul următor, 2017, am depus 12 proiecte pe Programul Național de Dezvoltare și pe alte programe, din care, până la urmă, mi s-au finanțat 7. Cu părere de rău, vă pot spune că speram ca noul an școlar, să încep în grădinițe reabilitate, în școli reabilitate, dar ordinul dat de Ministrul Dezvoltării în 22, mi se pare, iunie, prin care s-au sistat finanțările pe Programul Național de Dezvoltare din lipsă de fonduri, ne-au făcut ca să îngreunăm și mai mult munca firmelor care câștigă licitațiile. De exemplu, și acum avem facturi neplătite de 800 de mii de lei, deci firmele au oprit lucrările, cu toate că suntem în cele mai multe proiecte, suntem undeva la 80-70% și dacă finanțarea decurgea normal, în 15 septembrie puteam începe grădinițele și școlile în clădiri reabilitate ca să asigure condiții optime de desfășurare a învățământului din toate punctele de vedere, ținând cont mai ales acum de situația în care suntem. Cred că pentru Dumbrăveni, pentru orașul Dumbrăveni, proiectul cel mai important este pe axa prioritară 13, sprijinirea generării orașelor mici și mijlocii. Toată lumea vorbea de centrul orașului Dumbrăveni, de reabilitarea centrului orașului Dumbrăveni, proiectul depus în 2018, în luna august, intrând pe lista de rezervă, intrând pe lista de finanțare și verificat fiind pe o perioadă de un an de zile, a fost semnat contractul de finanțare, a fost semnat și contractul de execuție cu firma Elis din Alba. Deci proiect în valoare de 20.124.393, dacă totul va decurge normal, de centrul orașului Dumbrăveni ne vom apuca undeva în sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie. Discuțiile ce le-am avut cu firma respectivă, care e o firmă serioasă, au fost foarte punctuale. Ei și-au arătat sprijinul pentru noi și, în același timp, și-au arătat dorința de a finaliza proiectul pe centru într-un an de zile și nu până în 2023, cum prevede termenele contractuale. Bineînțeles că asta e partea de infrastructură, că mai avem partea pe social cu centru de zi, reabilitare, centru de zi și pentru persoanele vârnice, vulnerabile. Acolo suntem în stadiu de ofertare, deci a fost ofertarea până în 29 luna trecută, urmând să decidă
câștigătorul licitației respective. Legat de celelalte două, putem spune, obiective principale din orașul nostru, e vorba de Castelul Opofi, fiindcă amprenta de-a lungul istoriei pe orașul Dumlevean și-a lăsat un imperiu austro-ungar și, bineînțeles, armenii care au fost colonizați în 1671 și cu Castelul Opofi, conform ordonanței 88, am intrat pe lista de rezerve ca finanțare. Castelul l-am dobândit de la Ministerul Educației pe o perioadă de 10 ani pentru delurarea unor proiecte cu obținere de fonduri nerambursabile, iar pentru Biserica Armenilor, în urma discuției avute cu cei care administrează, bineînțeles că prin Secretarul General al Cultelor s-a demarat procedura de obținere de fonduri pentru reabilitarea Bisericii Armenilor, care e cea mai mare biserică din afara țării. Un proiect important și semnat anul trecut la Mediaș, deci vi le număr pe cele mai importante, fiindcă toată lumea își dorește ca Dumbrăveniu, centrul Dumbrăvenului să arate altfel. E o zonă deosebită, e o zonă plăcută. Este legată de apă canal. Proiect pe infrastructură mare, Dumbrăveniului revine în jur la 15 milioane de euro, 8.300.000 pe orașul Dumbrăveni, unde se va finaliza atât aducțiunea de apă, extinderea, cât și canalizarea. Pe satul Șaruș pe Târnave, 3.152.000 și satul Iernea cu 629.000. Bineînțeles că lucrările sunt segmentate pe tronsoane. Prima dată va fi licitația pe zona Șarușului, urmând să fie Dumbrăveniu și Iernea. Legat de eficientizarea iluminatului public, am obținut o finanțare pe mediu, am semnat contractul, urmând să o derulăm odată cu lucrările pe centrul oraș Dumbrăveni, fiindcă din zona respectivă a fost considerat iluminatul public neeligibil. De asemenea, pe îmbunătățirea conținutului digital și infrastructurii în domeniul educației, am câștigat proiectul în valoare de 2.250.723 de lei, prin care toți elevii Liceului Timotei Cipariu și nu puțin vor fi dotați cu tablete 949, table, laptopuri 86 și tot ce nevoie, camere de supraveghere și, din punctul nostru de vedere, dacă și Programul Național de Dezvoltare Locală se desfășura conform planului, puteam spune că nou an școlar ne găsea în grădinițe reabilitate, în școli reabilitate, în același timp copiii fiind dotați cu tot ce era nevoie. Pe Programul Național de Dezvoltare știu, domnule primar, că ați obținut o finanțare și pentru reamenajarea sediului primăriei, care da, nu s-a mai făcut de foarte mulți ani nimic la el, o să devină un sediu modern, cu o sală de ședință adecvată pentru dezbatere publice. Dar ținând cont că și resursele noastre financiare și în urma proiectului de reabilitare centru, în urma clarificărilor și discuțiile avute cu cei care ne-au verificat proiectul, au fost considerate neeligibile cheltuiele pe iluminatul public și pe apă. Eu acum asta e, dar ținând cont că apa ne aparține sau suntem acționari la apa Târnava Mare, consideră o treabă, un abuz, așa se duce mai pe românește. Dar ne-am luat toate măsurile și încercăm să obținem finanțarea, încercăm să facem rost de bani pentru a finaliza toate lucrările. Din punctul ăsta de vedere, orice lucrare mare, orice lucrare de infrastructură mare, pornește de jos în sus. Deci noi prima dată trebuie să asigurăm apa, canalul, infrastructura iluminatului public, alimentare cu energie și după asta ne apucăm de efectiv de trotuare, alei, drumuri, care toate vor fi refăcute cu piatră recuperată tot din zona orașului Dumbrăveni.
Da, noi ziceam de primărie, da. Pe care e tot pe PNDL și l-ai finanțat 100% sediu. Vreau să mă uitați de zona turistică pe care ați amenajat-o. E zona turistică, îmbietoare, putem spune. Am făcut o extindere de alimentare cu energie electrică, urmând ca următorul pas să-l facem pentru forare de puțuri. Știți că în zona Dumbrăveniului pânza de apă freatică este la un nivel foarte ridicat. În același timp s-a extins alimentarea cu apă și în localitățile limitrofe Dumbrăvenului consumul a crescut foarte mult și de multe ori ne pune în situația de a restricționa apa. Și tocmai datorită acestui fapt, pe lângă puțurile care vor fi forate pe proiectul mare pe POIM, e vorba de 3 puțuri în zona uzinei electrice, am decis ca din resurse proprii să mai facem 2 foraje, am și făcut rectificare bugetară în zona târnavelor, plus încă 4 puțuri în zona poligon, 3 drumuri unde, după cum bine știți, a început să se dezvolte o zonă turistică, avem 9 lacuri, este plin de oameni la pescuit, e vorba și de Natura 2000 cu stejarul împietrit, care este pe dealul respectiv și o zonă nemaipomenită. Bineînțeles că, din punct de vedere economic, Flaro funcționează cu 46 de muncitori la Șaroș, o firmă din media și Ariontech, de asemenea, va intra în Dumbrăveni, într-o sală pe care le pune la dispoziție cu lucrează acum cu 22 de persoane, urmând să mă angajez încă 20 de persoane și cred că pentru noi și pentru județul Sibiu va fi o mare provocare cererea firmei Citronex din Polonia pentru suprafața terenului de la Seră. Numai că acolo s-au făcut niște greșeli în 2000, în 2001, în 2007, în 2011, niște sentințe judecătorești și niște puneri în posesie, dar teoretic, nu și practic, deci pe acea suprafață de teren, pe 20.000, am găsit și statul român și 12 titluri de proprietate emise și în același timp și sentință judecătorească pe 499. Deci, după discuții aplicate cu expert topograf, cu doamna directoare Conțiu de la Sibiu, cu doamna Veliciu de la Mediaș și urmată de 3-4 întâlniri, am ajuns la un consens ca să încercăm să reglementăm zona respectivă, bineînțeles în limitele legii, dacă se pot șterge niște numere cadastrale, niște geometrii, ca să încercăm să reglementăm situația clară juridică a terenului, fiindcă investitorii polonezi, în cererea lor, au o cerere între 30 și 70 de hectare, o investiție de aproximativ 1,5 milioane pe hectar și ei și-au luat angajamentul ca în 2 ani de zile să construiască cel puțin 20 de hectare de seră. Vă dați seama că va fi cel mai mare consumator de energie din zona de nord a județului, vor fi în jur la 300 de locuri de muncă și o să fie roșii românești de Dumbrăveni, dacă totul va fi în regulă. Este la nivel de intenție sau s-au făcut demersuri concrete? S-au făcut demersuri concrete, dar după cum știți, la noi cred că multe lucruri, în loc să se simplifice, se complică. Normele de vânzare de terenuri cred că s-au apărut undeva numai în luna mai, prin care te obligă 60 de zile să stai într-o anumită fază de prezentare la primărie și după încă 30 de zile ca să nu existe contestații. Noi, în discuțiile avute cu ei, chiar dimineață mă uitam la date, era în martie, ei și-au arătat dorința de a finaliza tratativele sau vânzările de teren în termen de 9 luni de zile. Așa, după socoteala noastră și în urma discuțiilor avute la cadastrul la Sibiu, s-ar putea rezolva problema. Deci începând de săptămâna viitoare, fiindcă îi așteptăm în data de 23-24 din nou la Dumbrăveni, am avut 2 întâlniri cu ei, chiar dacă în mass media se vorbește de Oradea, de
se vorbește de Târgu Jiu, de Craiova, din punctul lor de vedere strategic, Dumbrăveniu e aranjat, e situat cel mai bine. În afară de lucrul acesta, la prima întâlnire ce am avut-o cu ei, am avut onoarea să fie și directorii de la Gaz, și directorii de la Electrica, și de la Camera de Comerț din Sibiu, chiar și doamna Câmpiană, discuțiile au fost foarte utile și e și-o dat seama că interesul e a tuturora până la urmă, a nostru, bineînțeles, în primul rând, și utilitățile sunt favorabile. Avem la 15 metri de teren, respectiv, SRM-ul de gaz, electrica e în apropiere, apa există, există și târnava la 150 de metri, din punctul lor de vedere... Și pământul e cel mai bun. Da, asta e principalul. Pământ, da. Care este în proprietatea noastră cât la 100%? Noi avem 35 de hectare și e privat 15%, 15 hectare, deci undeva la 50 de hectare. Mai avem niște firme care cumpăra niște teren, Iflaro, care se va apuca în toamna asta de construit o hală de 4.000 de metri pătrați, unde vor angaja în primăvară în jur la 80 de muncitori. Și mai avem două firme din București care au anumite termene contractuale să rezolve niște probleme. Bineînțeles că dacă ei nu se vor încadra, în 2023 le putem rezilia contractul, fiindcă polonezii ar dori să se extindă dacă treaba merge bine. Dar, din punctul nostru de vedere, cred că e o investiție privată, e o afacere de familie, e și cel mai mare importator de banane din Europa, am înțeles, deci 60% din bananele aduse în Europa, s-a aduse de ei, au construit o seră în Ungaria, au construit în Germania, au construit în Polonia și să sperăm că pentru noi va fi o gură de oxigen și cred că pentru toată zona respectivă, ținând cont că în jurul Dumbrăvenului pendulează 5 primării, la fel cum au fost serele și au funcționat înainte, deci funcționau cu muncitori din toate comunele limitrofe. E vorba de Hoghilag, e vorba de Alma, Ațel, Laslea, Bierta. Și cu siguranță tot așa va fi. În afară de lucrul acesta, reabilitările de drumuri au fost făcute. Din punctul lor de vedere, fiind funcțional aeroportul de la Mureș și de la Sibiu, e foarte aproape, deci au motive întemeiate să se îndrepte câtă noi. Și aveți și o scrisoare de intenție, adică nu a fost doar discuție. Avem și purtăm discuția și la discuția următoare au cerut să fie prezent și topografia, au cerut să fie prezent și un notar, ca să fie discuții foarte clare și concrete pe termene. Ei își doresc ca să se apuce de lucru din toamna asta. Deci, cu siguranță, ei doresc ca tranzacția să facă undeva până la sfârșitul lunii octombrie, noi îmi vrem să apuce de lucru. E o vânzare a terenului ca să poată să investească. Da. Și-au dorit vânzare, fiindcă investiția e mare și cred că noi suntem de acord să facem treaba asta. La ce preț se va vinde terenul? Evaluarea a fost făcută la sere, prețul minim, cred că este orientat și pentru treaba asta, deci evaluarea terenului a fost făcută undeva la 39 de cenți, deci e foarte ieftin. Deci, da. Valoare nu e mare, undeva 100 și ceva de mii de euro, cred că la noi, așa. Pentru noi nu cred că asta contează, că dacă s-ar putea la o investiție așa mare și locuri de muncă, le-am putea da și gratuit, că noi am fi mulțumiți. Deci, la lucrări de reabilitare a Dumbrăveniului, de asfaltare, tot molozul s-a transportat pe terenul fostelor sere. A fost o greșeală. La un deviz făcut așa, pe repede înainte, și la cantitatea de moloz ce o avem pe terenul respectiv, curățarea unui teren și aducerea lui la starea inițială de teren agricol ar fi undeva la 20.000 de euro. Deci vă dați seama. Și, din punctul nostru de vedere, le-am arătat și le arătăm toată deschiderea, fiindcă ei din luna martie au mai fost de două ori în Dumbrăveni și o să vie săptămâna viitoare și să sperăm că totul va fi rezolvat. Fiindcă
După cum bine știți, de când au dispărut, zicem, țările din Dumbrăveni, toată zona de nord a intrat așa într-o ceață, într-o stagnare, sau să zic așa. Și-o mai ajută. Da. Da. Mai avem o latură negativă pe partea socială, deci avem foarte, foarte mulți romi. Vorbim într-una, teoretic suntem dotați cu toate hârtiile și facem tot felul de documente pentru, să zicem, încadrarea lor în societate, dar să știți că e dificil. Deci eu locuiesc în Șaruș pe Târnave, am 24 de mame sub 16 ani. În cartierul Chirpeș. Vă puteți da seama ce înseamnă să naști la 13 ani și 9 luni, să lași copilul în spital și să nu te găsați acolo sau să fim cu noi în situația asta. Dacă aveți întrebări pentru domnul. Apropo de școli, spuneați că o să fie problematică reluarea școlilor. Nu știu exact în nu, am zis că era mult mai ușor să o putem relua în clădirile reabilitate pe Program Național de Dezvoltare dacă finanțarea a fost făcută normal. Fiindcă, deci, câte școli sunt în reabilitare? Avem școala Șaroș, grădinița Șaroș, avem grădinița numărul 1 Dumbrăveni, avem școala și grădinița Iernea, deci în patru. Da. Și copiii, în cazul în care se va relua școala față-n față? Avem unde să-i ducem, da. Numai să fie șantiere. Da, e un lucru în plus, că ducem la Dumbrăveni, de exemplu. După cum știi, liceul teoretic s-a unit cu liceul agricol și liceul Timotei Cipariu, spațiu ar fi suficient. Deci, dacă ați primi banii pe program până la finalul anului, s-ar putea finaliza lucrările? Cu siguranță. De exemplu, unde am avut noi partea noastră de cofinanțare, am suportat noi plățile și le recuperăm pe parcurs. Că am înțeles că va fi o rectificare bugetară și pe Program Național va intra undeva la 2,2 miliarde de lei. Și cu siguranță se poate. De exemplu, la Iernii ar mai fi o lună de lucru, la grădința numărul 1, după discuție foarte bună cu administratorul firmei și făcând plata din fonduri proprii pentru ultima factură, undeva la 160.000, țin minte că ne-au promis că până în 15, cel puțin, interiorul va fi finalizat ca să înceapă copiii. Și să știți că lucrări de bună calitate, lucrări care efectiv nu mai a fost făcută niciodată. Grădița din Șaroș e construită în 1907-1908. Întâmplător, nevastă mi-a lucrat de acolo. Credeți-mă, înainte de începerea școlii, totdeauna făceam chetă și vopseam și zugrăveam. Așa se făcea, să știm. Ești o bijuterie. Când mergeți, domnul primar, și aveți, o să-i aveți invitați. Da. Pe colegii din presă, să-i duceți un pic să vadă lucrările. La fel, da, la fel dispensarul de lângă mine, tot din Șaroș, e o construcție de prin 1860, nu mai a fost reparată, nu mai a fost reabilitată de 160 de ani, dați-vă seama. Și nu vă vine să credeți ce au ieșit. Ai și lucrări de calitate, au fost și bani, dar interesul e cel mai important, fiindcă dacă mai dura mult, ne puteam întâlni cu surprize, la fel cum e Casa Pionerilor. Casa Pionerilor din Dumbrăveni, am cerut-o de la venirea mea la primărie. Cred că următorul an, dacă totul va fi în regulă, un spațiu cu 11 camere și care aparține de Palatul Copiilor, se va dărâma sau autodemola, să zicem. Este în proprietatea Ministerului Palatului Copiilor, da. Spuneați că aveți facturi de 800.000 de lei neachitate. Neachitate, da. Ne puteți spune care sunt proiectele în care se regăsesc facturile respective? Cele patru de la școli, nu? Posibil. Cele de la cele patru școli. Le putem da după, domnul primar. Vi le punem la dispoziție. Sau da, avem, uite, reabilitare și modernizare grădinița numărul 1, 280.000, reabilitare și modernizare școala Iernea, 84.620, extindere, reabilitare, dispensar Șaros, 501.006. Deci undeva la
860.000. Fără să punem la socoteală că trei facturi s-au achitat de noi din cofinanțarea noastră. Și bineînțeles că recuperăm banii, dar pentru noi a fost un lucru bun că am putut plăti noi. Și acum, din punct de vedere financiar, am face un efort, numai trebuie să fim foarte atenți că avem curtea de conturi în control și nu avem voie să greșim, fiindcă asta e legea și trebuie să respectăm legea. Spuneați despre situația din satul în care locuiți, unde sunt 24 de mame sub 16 ani. Da. E o discuție mare și la nivel național pe educația sexuală. Ar fi fost o variantă? Credeți că asta ar fi o variantă ca numărul fetelor tinere să evite sarcini la vârste tetragele? Educația sexuală și voi sub formă sau alta? Nu, niciun caz. Prima dată ar trebui educația cu părinților, să știți. Cum ar putea să facă educația cu părinții? Da, e foarte simplu. Fiindcă s-au făcut la un moment dat, să făcea educația cu părinții. Deci ca să te învețe, ca să înveți ceva bun de la un copil, trebuie să-l vezi pe părintele tău că face lucruri bune. E foarte simplu. La școală, la grădinițe, chiar și la nevastă, mi-au fost chemați copiii cu părinții la școală, să știți. Și se mai face prezent astfel de... Avem să face școală după școală, numai vedeți că acum multe firme sau multe ONG-uri dau și o tentă religioasă, să spui, anumitor întâlniri din astea și nu știu dacă chiar sunt în regulă. Te bănuiesc că majoritatea fetelor care au născut înainte să ajungă la majorat nu mai merg la școală. Nu. Nu. Nu, eu, cu părere de rău, vă spui că primesc aproape zilnic amenzi de aici, de la dumneavoastră din Sibiu, la unele persoane, la navetiști care vin aici. Au fost găsiți copii de 6-7 ani, acum intrăm într-o zonă mai dificilă, să știți că eu, din punctul meu de vedere, aș opri toate ajutorile sociale și le-aș reglementa în funcție de prezența la școală. Ar fi foarte simplu. Reabilităm grădinițele, școlile, li se dă și mâncare la copii numai să meargă. Bun, trebuie să fie... Aș și prelungi grădinița să o fac de 8 ore. Fiindcă... O parte din ajutoare sunt condiționate de prezența la școală. Momentan nu, din cauza pandemiei nu sunt. Dar restul, da. Și vorba de cei 50 de lei ce să dau în plus, da. Dar restul, nu. Pandemie, nu puteți, da, să-i mai controlați dacă... Da, da. Și inspectoratul nu vă poate spune, spre exemplu, bun, sunt activ pe zona de învățământ online și să puteți să faceți acolo. Nu se poate, fiindcă, de exemplu, dintr-o clasă de 27 de copii, intra 2 copii online. Pentru că nu au sau pentru că nu vor? Și una și alta, să știți. Și mai este o tică, ei se gândesc la cu totul altceva. Deci eu, e ceva foarte. Din punctul meu de vedere, să știți, în Dumbrăveni, e foarte mult de lucru, sunt multe probleme, dar încet, încet se pot rezolva toate dacă ai cu cine discuta și dacă cei cu care discuți îi aduci la un nivel mai sus să înțeleagă ce vrei să faci. Până ajutoarele sociale, până alocațiile se ridică de părinți și 70% din bani merg pe alcool și pe țigări, nu se va rezolva nimic. Deci aici trebuie lucrat și aici trebuie condiționat. Și cum lucrați în acest sens? Foarte dificil, să știți. Eu am, poate că am norocul că eu mă duc între ei, eu sunt chiar de acolo, îi cunosc, lucrând la acolo atâta timp, pe mine mă respectă, eu înțeleg să-i ajut, să-i sprijin, să-i îndrum. Din toate punctele de vedere, am depus două cereri de finanțări pentru case sociale, fiindcă și în zonele în care trăiesc 6, 7 inși, 8 inși într-o cameră. Și acum, chiar acum vreau să cumpărăm niște teren, fiindcă cred că astea sunt singura soluție, să știți. Case sociale de tip familiar, că, după cum știți, multe centre să... Da. Avem și noi. Și acolo, bineînțeles că efectiv un imobil respectiv, o casă de asta, poate să fie transformată într-o grădiniță, într-o școală. Și până ai acolo, ai sub control, să știți. Să știți că pentru noi va fi o provocare mare și
în același timp va fi și un lucru foarte greu, fiindcă trebuie pornit de jos. Deci copilul trebuie luat, chiar și acum am văzut că se vede că un copil merge la creșă, chiar și în Dumbrăveni. Bun, anul de creșă contează la grădiniță. Se vede că copilul socializează, se vede că copilul și-o dat drumul, e mai liber și... Deci și în zona respectivă trebuie luat de jos. Trebuie pornit de la copii. Mai aveți întrebări? Dacă nu, domnul primar, vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Pentru tot ce faceți în Dumbrăveni. Nu sunt puține proiecte și foarte puțin primari au reușit într-un mandat să facă câte ați realizat dumneavoastră. Și vă felicit mai ales că ați reușit să atrageți investitori în zonă. Și ați înțeles lucrul acesta că nu e de ajuns doar să introduci canalizare și să asfaltezi drumurile, e important să dezvolți zona astfel încât să aduci cât mai mulți investitori și oamenii să aibă locuri de muncă în Dumbrăveni. Cu siguranță Dumbrăveni va deveni un pol economic în următoarea perioadă în zona de nord a județului. Aș vrea să trecem și la subiectul fără penalii în funcții publice. Știu că e foarte cunoscut, l-am auzit de foarte multe ori, iar cei care l-au lansat acum văd că l-au, au început să-l nuanțeze. Adică doar alte persoane care au săvârșit fapte penale nu au voie în funcții publice, dacă cumva sunt de la PNL sau eventual de la USR, nu este nicio problemă, le găsim scuze. Știți, este de notorietate faptul că premierul României a fost prins conducând beat, și aici să mă scuzați că folosesc un termen mai plastic, beat criță, la volan. Chiar am citit descrierea polițistului american care l-a oprit în trafic, conducea mașina în zigzag dintr-o parte alta a drumului. M-a amuzat în prima fază explicațiile celor care susțin hashtag echipa câștigătoare a PNL-ului și anume că da, nu e nicio problemă, toți ne-am urcat beți la volan. Nu știu câți s-au urcat bând un păhărel, dar cu siguranță nu mulți s-au urcat în stare de ebrietate, cum am spus, beat criță la volan. Să poți să mergi dintr-o parte alta, adică să nu poți să mergi normal și să mergi dintr-o parte alta a drumului. Cred că foarte puțini români au făcut lucrul acesta, iar acest lucru este penal și în România, când depășești o anumită cotă, cantitate de alcool care se regăsește în sânge. Mai mult decât atât, tot zilele trecute am observat că domnul Câțu mai are un proces, sau a avut un proces în America, în Statele Unite, și vorbim de Statele Unite, unde spunem noi că standardul justiției și al democrației este la cel mai înalt nivel. A țepuit o bancă și a uitat să plătească banii, motiv pentru care banca a angajat avocați, a angajat chiar o firmă de recuperare, cu alte cuvinte, mai aveam puțin și ajungeau recuperatorii la primul ministru al României. Este un lucru jenant pentru care domnul Cățu ar trebui să-și dea imediat demisia. Din păcate, îi găsesc cei care l-au propulsat într-o asemenea funcție, îi găsesc tot felul de scuze pentru că depind economic, grupurile de interese depind de acest domn Cățu care, iată, este extrem de șantajabil. Și atunci le convine tuturor, pentru că în momentul în care ai un om șantajabil, acel om nu poate să ia decizii corecte și normale. Depinde de cei care au informația și, bineînțeles, aceia folosesc în interes personal acest lucru. Ca o glumă, pot să vă spun că cred că nici lui Caragiale nu i-a trecut prin cap vreodată că cetățeanul turmentat va deveni premier. Ce poți să spui de un astfel de om care a tăinuit lucrul acesta? L-am văzut pe premierul, fostul premier a României, domnul Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților, într-o emisiune TV, care a spus
că nu i-a adus la cunoștință lucrul acesta. Deși avea obligația să facă domnul Cățu lucrul acesta, mai mult decât atât avea obligația prin lege. Dar o să ajungem și la lucrul acesta. Cu siguranță nu l-a înștiințat nici pe președintele României, pentru că refuză, cred, că președintele României a știut de acest lucru și l-a numit într-o funcție atât de importantă cum este funcția de premier. Acum, nu știu ce e mai dăunător pentru români, că avem un premier mincinos și penal. Repet, penal pentru că nu mai este niciun dubiu, a fost condamnat de un judecător la închisoare, iar conform legislației din Statele Unite, acest lucru este penal. Repet, și în România. Pentru că mulți spuneau, în România nu este penal, dacă în America, dacă conduci și anumită cantitate de alcool, nu contează cât ai, te arestează și te bagă la beci și spune că tu cele. Nu este așa. Doar dacă ai băut foarte mult și dacă ai consumat și alte substanțe. Pentru că tot în, dacă ne uităm pe portalul judecătoriei din Iowa, o să vedem că domnul Cățu a făcut și o expertiză, o analiză a substanțelor pe care le-a consumat. Expertiză care a fost cerută de către instanță și care a fost trimisă de domnul Cățu cu caracter privat, secret. Domnul Cățu a fost întrebat și zilele trecute dacă a consumat în acel moment și substanțe interzise, mai exact droguri. Ați văzut cum s-a eschivat. Dacă nu consumai așa ceva, spune, nu, n-am consumat droguri, am fost doar băut. L-ați văzut cum s-a eschivat. Sunt informații și cred că le aveți și dumneavoastră, că o să apară în curând și această expertiză și nu este tocmai favorabilă domnului Cățu. Ceea ce ar fi mai grav, pentru că din nou a tăinuit o informație legată de premierul României, chiar dacă ea s-a petrecut acum 20 de ani, de antecedentele premierului României, chiar dacă s-a petrecut acum 20 de ani, când, repet, domnul Cățu avea 29 de ani, deci era bărbat în toată regula. Nu putem spune că erau niște greșeli ale tinereții. Și chiar dacă ar fi fost, poate, dacă ar fi recunoscut și oamenii ar fi acceptat, nu era nicio problemă. Dar trebuia să iasă public să spună, uite, am problema aceasta, o pun în fața românilor și după aceea factorii de decizie ne spun, pot să mai ocup funcții sau nu, sunt acceptat sau nu. Dar cât timp ai tenit lucrurile acestea, este extrem de grav. Referitor la buna guvernare cu care ne tot bate la cap, că n-am cum să spun, domnul Cățu, și este zilnic și ne spune că românii o trăiesc mai bine, prețurile nu au crescut foarte mult, veniturile românilor au fost crescute, au mărit pensii, salarii, la un moment dat ne spunea că au mărit și alocațiile, deși legea spunea că trebuiau dublate alocațiile. Au mărit cu, nu știu, 50 de bani. Dar domnul Cățu uită să amintească datele INS-ului și ale Băncii Naționale referitor la creșterile enorme de prețuri, și aici mă refer la energie, alimente, combustibil, care fac tot mai grea viața românilor, aproape insuportabilă. Să nu uităm că mai avem puțin timp și o să vină iarna peste noi. Gândiți-vă la oamenii vulnerabili care au venituri foarte mici, cum o să se descurce ei la iarnă când o să li se dubleze aproape taxele, când o să plătească cu 20% mai mult pe alimente, pe pâine, ulei, când o să dea mult mai mult pe combustibil, pentru că acum prețul combustibilului motorinei este aproape 6 lei. Mașina în ziua de azi nu mai este un moft, o fiță, este o necesitate. Deci, matematic, oamenii aceia o să aibă o problemă de existență, pentru că nu o să-și mai permită să își acopere cheltuielile. Iar domnul Cățu vine și ne spune că românii trăiesc mai bine. Ca să-l citez exact din discursul lui, din discursul lui de la moțiunea de cenzură, a finalizat așa, spunând că românii sunt mai fericiți sub guvernarea lor. Ne punem problema acum dacă această beție de acum 20 de ani continuă și acum. O beție este o beție a puterii. Omul acesta nu mai are legătură cu realitatea, de aceea spun că este un pericol public pentru România.
Și de ce? Mai vin și argumentez lucrul acesta. Gândiți-vă că în calitate de ministru de finanțe și de prim-ministru, în un an și aproximativ 9 luni de zile, a împrumutat România la dobânzi foarte mari, împrumutat cu suma de 51 de miliarde de euro. Nu știu dacă realizați, dar încercați să faceți un exercițiu de imaginație ce înseamnă 51 de miliarde de euro. Bani care s-au evaporat. N-au fost folosiți pentru niciun proiect mare, proiect de țară. Nu vorbim de finanțări de autostrăzi, de spitale regionale, de nimic. Și această sumă urmează să fie completată cu încă 15 miliarde de euro bani pe care îi împrumută prin PNRR. Deci ne bagă datori vânduți. Banca Națională a României a publicat un raport care se spune că dobânzile pe care statul român le plătește acum, și asta din cauza împrumuturilor foarte mari luate în ultima perioadă, este de 11 miliarde de lei. Deci am ajuns, a dus România în stadiu să se împrumute de la bănci ca să plătească dobânzile la bănci. Deci ne-a băgat într-o vrie extrem de periculoasă, de unde foarte greu o să scăpăm. Și această nebunie pe care o continuă ei, pentru că nu mai au treabă nicio treabă numai cu guvernarea, ei au treabă cum să pună mâna pe putere în partid și cum să securizeze funcția de prim-ministru ca să poată să se înfructe din banul public. Deci nu mai au nicio treabă cu guvernarea. Președintele României este obligat prin Constituție să ia măsuri urgente de stopare acestei situații care a scăpat de sub control. Aș putea să vă dau foarte multe exemple de aberații pe care domnul Cățu și de bătaie de joc a banului public pe care domnul Cățu împreună cu echipa lui le-a făcut. Și aici pot să vă spun că a comandat 120 de milioane de doze, 12 milioane de doze de vaccin. Nu, 120. Avem și putem să facem, am făcut și aici un calcul simplu. Dacă la 120 de milioane și știm că doza de vaccin e 18.000 de euro, înseamnă undeva 2 miliarde 160 de euro. De ce să comanzi o astfel de cantitate în valoare de 2 miliarde 160? Adică... Vă răspund eu. Vă rog, poate vreau noastră. Da, păi vine valul 5, valul 6, valul 7 și o să coti bine, să știți. Astea sunt premeditate valurile, da. N-are rost să mai vorbim de faptul că s-au construit spitale COVID și știți că au fost inaugurate cu mare fast, inclusiv de președintele României, spitale COVID de sute de milioane de euro, care au fost abandonate, nici măcar un bolnav COVID n-a fost tratat în acele spitale. Celebrele Pepsi-glasuri, pentru că așa le spunea ministrul învățământului. Educație. Da. Au fost achiziționate tot așa la prețuri exorbitante, după care nu au mai fost folosite, fără nicio explicație. S-au montat, după care au fost date jos. N-are rost să mai vorbim de măști achiziționate de fapt la 20 de bani și vândute cu 8 lei. Deci oamenii aceștia și trebuie să răspundă penal pentru tot ceea ce au făcut, pentru bătaia de joc. Și în sensul acesta puteți să constatați că există rapoarte ale curții de conturi care relevă lucrul acesta și cu toate acestea oamenii nu sunt întrebați nici măcar de sănătate și menținuți în funcții încă de conducere. Locul lor este cu totul în altă parte. Aș vrea să analizăm un pic legea 182 privind protecția informațiilor clasificate. Știți că domnul Cățu a fost întrebat acum două zile, parcă, în conferință de presă, dacă a completat niște chestionare pentru a avea acces la informații clasificate, celebrul certificat sau autorizație ORNIS, dacă a completat acele formulare unde se întreba specific dacă a consumat băuturi alcoolice. Și aș vrea să aveți un pic de răbdare să vă citesc ce spune legea. Deci, legea 182 pe 2002. La articolul 4, spune așa. Accesul la informații clasificate, ce constituie secret de stat, respectiv secret de serviciu, potrivit articolului 15, litera D și E, este garantat
sub condiția validării, alegerii sau numirii și depunerii jurământului pentru următoarele categorii de persoane. Președintele României, prim-ministru, miniștri, deputați, senatori, judecători, procurori, magistrați în alte curte de casație și justiție. Bun, până aici e clar. Deci dacă ai fost numit sau ales într-o astfel de funcție, accesul ți este garantat. Doar atât a răspuns domnul prim-ministru și îmi pare rău că reporterul l-a întrebat în continuare. Dom'le, da, avea niște obligații. Pentru că legea, tot la articolul respectiv, spune așa, că toate aceste lucruri se fac în baza unor proceduri interne ale instituțiilor din care aceștia fac parte, avizate de Oficiul Registrului Național de Informații Secrete de Stat, de ORNIS. Adică, cu alte cuvinte, ca să înțeleagă fiecare român, dacă ai fost ales în funcția de ministru, deputat, nu automat ai certificatul pe masă ORNIS și ai acces la secrete de stat, la secrete NATO, pentru că suntem membră, România e membra țărilor NATO și automat avem acces și la secrete NATO. Iar premierul de drept este membru al CSAT-ului, deci trebuie să aibă acces și la secrete NATO. Sau la secrete ale Uniunii Europene. Sunt niște proceduri. Legea îți trasează principalele obiective, după care orice lege are o hotărâre de guvern care vine cu norme de aplicare. Înainte să trecem la norme, la HG, vreau să vă mai spun așa. La articolul, tot la articolul 7, referitor la secretul NATO, spune așa, procedurile de verificare sunt cele obligatorii pentru persoanele care lucrează în cadrul Autorității Naționale de Securitate, care gestionează informații NATO, potrivit echivalențelor nivelurilor de securitate prevăzute prin lege. Deci, DCL NATO face diferența. Mai mult decât atât, spune, în cazul unui conflict între normele interne privind protecția informațiilor clasificate și normele NATO, în această materie vor avea prioritate normele NATO. Cu alte cuvinte, NATO ce spune? Bun, dacă normele tale interne nu corespund, poate, și ai niște greșeli, eu nu-ți facilitez accesul, să-i dai accesul la secretele NATO oricărui neavenit care poate să le transmită mai departe. Trebuie să făcute niște verificări. Deci legea e foarte clară în sensul ăsta. Haideți să mergem un pic la hotărârea de guvern 585 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România. Și la articolul 141 spune așa. Acordarea certificatului de securitate, anexa numărul 12, și autorizații de acces la informații clasificate, anexa numărul 13, potrivit nivelului de secretizare, este condiționată de avizul autorității de semnat. Deci, cu alte cuvinte, ori nu trebuie să-ți dea un aviz. Nu te trezești cu autorizația pe masă din senin, din cer. Și la aliniatul 2 spune așa. În vederea eliberării certificatului de securitate, autorizații de acces, conducătorul unității solicită în scris ORNIS, conform anexei 14, efectuarea verificărilor de securitate asupra persoanelor care urmează să aibă acces la informațiile de stat. La aliniatul 3, asta e cel mai important. Solicitarea menționată la aliniatul 2 va fi însoțită de formularele tip prevăzute în anexele 15, 16 și 17, potrivit nivelului de secretizare a informațiilor completate de persoana în cauză introduse în plic sigilat. Hai să vedem un pic ce înseamnă anexa 15 și 17 din prezenta lege. Dacă ne ducem la anexa 15 și 16, dar la anexa 15 în prima fază, sunt niște câmpuri care trebuie completate, cu da sau nu, sau cu alte observații, dacă este nevoie. Și la antecedente, spune așa aici. Ați fost vreodată reținut, arestat preventiv, anchetat, pus sub acuzare, judecat, condamnat, și în paranteză vine și cu precizări, inclusiv la amendă penală sau interzicerea unor drepturi. Grațiat, administrat, eliberat pe cauțiune, eliberat condiționat. Și ești răspuns cu da sau nu. Noi știm acum că domnul Câțu a avut o condamnare penală, nu e niciun dubiu. La punctul 2 spune așa. Ați fost vreodată anchetat administrativ, sancționat administrativ,
Și atenție, amendat de către poliție sau autorități civile. Nu se menționează amenzile pentru abateri minore, cum sunt cele pentru parcare, dar se menționează cele pentru fapte grave, precum conducerea sub influența alcoolului sau tulburarea ordinii publice. Bun. La articolul 16, tot așa, la final, o să vă pun la dispoziție după aia. Da, le găsiți și pe site și pe Legis, nu e niciun secret. Se întreabă așa, ați avut sau aveți probleme legate de alcool? Dacă răspunsul este afirmativ, detaliați. Sunt curios ce a spus domnul Cuțu aici. După aia a doua, ați consumat sau consumat substanțe care creează dependență de droguri? Dacă răspunsul este afirmativ, detaliați. Apropo de întrebarea unui reporter dacă domnul Cîțu a consumat sau nu și substanțe interzise. Bun, aici mai sunt și altele, nu sunt chiar foarte importante. Structura funcțională de securitate are obligația să pună la dispoziția persoanei selecționate formularele tip corespunzătoare nivelului de acces. Cu alte cuvinte, trebuie să vină să spună structura de securitate la dispoziție aceste formulare. Dar mai este un articol foarte interesant. Articolul 160 din acest HDA și spune așa. Constituie elemente de incompatibilitate pentru accesul solicitantului la informații secrete de stat oricare din următoarele situații. Iar la litera A spune, dacă în mod deliberat a ascuns, a interpretat eronat sau a falsificat informații cu relevanță în planul siguranței naționale, ori a mințit în completarea formularului tip sau în cursul interviului de securitate. Deci dacă a mințit, trebuie să-i se ia formularul, să-i se retragă autorizația ORNIS. Și B, tot așa este situația de incompatibilitate, dacă are antecedente penale sau a fost sancționat contravențional pentru fapte care indică tendințe infracționale. Dar ne oprim aici, că aici e sau. Are antecedente penale. Ori domnul Cîțu are antecedente penale. Am discutat și cu oameni din București care se ocupă de certificarea ORNIS și mi-au spus că actualii miniștri semnează formularele acestea. Deci domnul Cîțu, în calitate de ministru, trebuia să semneze aceste formulare. În calitate de premier, la fel, pentru că este membru de drept al CSAT și v-am spus ce înseamnă accesul la secret NATO. El nu a spus că nu a semnat, dacă ați fost foarte atenți la declarația lui, el a spus doar că legea prevede că are ORNIS de drept. Și nu s-a referit deloc la respectivele formulare. Noi o să facem o solicitare în scris ORNIS-ului în care o să întrebăm punctual dacă a completat aceste formulare. Este clar că le-a completat, nu are cum să ascundă și aceasta reprezintă o infracțiune din punctul nostru de vedere. Deci, din nou, domnul Cîțu a mințit prin omisiune. Când și cine va face solicitarea către ORNIS? O să facem chiar noi, mâine. O să facem și o să și trimitem. O să facem visibil cu siguranță și Bucureștiu, știu că au și inițiat un astfel de demers, dar o să facem și noi de aici, de la Sibiu. Pentru că este un lucru extrem de grav ce a făcut domnul Cîțu. Da, dacă îmi permite și mie, noi suntem oameni mai simpli, am muncit în altă parte mult timp și câteodată rămânem așa stupefiați de cine ajunge să ne conducă și îmi pui întrebarea cât de mult iubesc oamenii ăștia în România, cât de mult iubesc tradițiile noastre, istoria noastră, că prin deciziile pe care le iau ne fac mai mult rău decât bine. Oare de ce s-a îngreunat vânzarea terenurilor după 30 de ani? Nici nu s-a luat o măsură până acum, cum știți foarte bine. Chiar la o întâlnire au fost lăudat, la întâlnirea primarilor făcută de Consiliul Județean, a fost lăudat premierul Ungariei pentru ceea ce face, să știți. Fiindcă guvernul Ungariei investește în echipele de fotbal, investește în grădinițele din Ardeal în toate, să știți. Deci trebuie să dorești ceva pentru țara ta, pentru poporul tău, pentru oamenii tăi. Și prin ceea ce faci să nu
subminez efectiv viața de, de zi cu zi a omului. Tu trebuie să, să-l ajuți pe om, să-i faci o favoare, să-l încurajezi. Prin măsurile luate, efectiv, să se taie orice elan. Pentru noi, pentru primarii, mult mai dificil, fiindcă eu nu o să mă mut din Șaruș pe Târna Vinicăieri, acolo m-am născut, acolo stau și voi sta și eu mă întâlnesc toată ziua cu omul respectiv și bineînțeles că și dacă noi mai fi primar, mă poate trage la răspundere sau pot să-mi arăt ogladul că n-am făcut aia sau că am făcut aia, de ce am făcut-o sau de ce n-am făcut-o. Dar nu trebuie să spuneați că aveți informații că o să apară acel raport... Nu, am auzit chiar la televizor vehiculate de colegi de dumneavoastră, din, inclusiv da, la... Dar că o să fim surprinși, că ați dat de înțeles că știți ce ar urma să... sau ce conține raportul. Păi nu, nu. Pur și simplu am luat răspunsul premierului. Chiar domnul Orban, colegului... Deci nu l-ați văzut, nu știți ce conține. Nu. Chiar domnul Orban era... curios într-o emisiune televizată ieri, de ce nu a dat domnul Cîțu un răspuns tranșant? Nu. Am băut doar zicea, 7 beri, ok? 7 beri. Sau am consumat și băuturi și droguri. E foarte simplu să spun. Da, nu am consumat. Dar schimb vorba și nici nu mai răspund. De ce faci lucrul acesta? Nu-ți mai aduce aminte că nu ți-au pus cătușele la mână. Dar ți-aduce aminte toate celelalte detalii, inclusiv de colegul tău de cameră, ziua când ai făcut, dar nu ți-aduce aminte un lucru care, tot domnul Orban a spus, un lucru care probabil te marchează pe viață, dacă îți spune cătușe. Sau ți-aduce aminte că nu ți-au pus cătușe. Spui că nu mi-aduc aminte. Iar este un lucru rușinos pentru un bărbat să minți. Nu mai vorbesc de premierul României, să minți prin omisiune. Adică să fugi ca un laș de răspunsuri. Dom'le, ți-asum. Am făcut asta, mi-asum. Nu, el trebuie să mintă în continuare. Și repet, e analiza toxicologică depusă la dosar. Poate o să avem surpriza să apară. Și atunci... Domnule deputat, ne puteți spune aseară, s-a anunțat pe site-ul Spitalului CFR din Sibiu, că se anulează concursul pentru postul de manager. În timpul desfășurării concursului, după ce s-au desfășurat deja 2 probe, la a 3-a probă s-a anulat concursul, deși mai exista o candidată. Cum comentați acest... Acum, este și o ironie a sorții. În momentul în care noi am arătat faptul că concursul pentru ocuparea funcției de manager la Spitalul Județean a fost... ilegal, pentru că nu avea voie ca fina candidatei să facă parte din comisia de concurs, nu sau iar cei care au analizat n-aveau juriul, cum ar veni pe înțelesul fiecare, cei care analizează prestația candidaților trebuia să fie de specialitate, ori nu erau. Deci au fost mai multe fapte care duceau la anularea concursului, mai ales că în sprijinul spusele noastre, a venit și raportul corpului de control al ministrului, tot PNL de la acea dată, Nelu Tătaru, care spunea exact, cu subiect și predicat, că concursul trebuie anulat și sugera acest fapt Consiliului Județean, mă rog, nu s-a ținut cont atunci de lucrul acesta. Acum, din câte am înțeles eu, s-au respectat toate procedurile. Când emiți un astfel de, o astfel de hotărâre, trebuie să o și justifici. De ce? Adică nu în timpul concursului anulezi un concurs, dar nu mă mai miră nimic, este o coaliție a dezastrului și te lasă efectiv fără cuvinte. Această sarabandă de abuzuri și greșeli, parcă intenționate să ne ducă pe toți în, nu știu, spre dezastru, parcă vor tot din adinsul să ducă România spre faliment, acești oameni. Dacă îmi permite și mie, să știți că în guvernare vedem 2 lupte la PNL, una interioară, una cu USR-ul. La USR vedem același lucru. Să știți că singurii care își fac treaba sunt ministrii UDMR-ului. Așa cum au fost ei, au fost cu unii, au fost în dreapta, au fost în stânga, după vizita ministrului dezvoltării la Sibiu, au fost întâlnirea cu toți primarii și cu toți consilierii UDMR. Și ei sunt foarte punctuali,
foarte hotărâți, sunt foarte uniți și știu ce fac și se luptă pentru drepturile lor, să știți. Păcat că noi nu putem fi așa ca ei. Aveți întrebări? Dacă nu, vă mulțumesc foarte frumos și ne vedem probabil săptămâna viitoare. O zi bună! În 20 se va deschide un magazin, scuze domnul Trif, se va deschide un magazin Pepco la Dumbrăveni și în primăvară va începe construirea unui magazin Penny pe o suprafață de 7486 tot în Dumbrăveni. Mulțumim frumos! O zi bună!